seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară aduc în fața dumneavoastră un caz, spun eu, special. O să vedeți despre ce este vorba, o să discutăm despre o speță care se desfășoară la Berlești. Mai exact, o să vorbim de situația în care se află o firmă de transport locală, transport în comun, o firmă cu tradiție în zonă, o firmă care este de ani buni acolo în localitate, care nu a făcut niciun fel de probleme, care a fost apropiată de comunitate, care nu a fost amendată, cel puțin până în ultimul timp, când a avut niște reclamații. Dar o să vedeți pe parcursul emisiunii despre ce este vorba. Spun că vă voi prezenta un caz cu adevărat special, asta pentru că m-am deplasat acolo la fața locului, am văzut cu ochii mei ceea ce se întâmplă, am văzut că cele confirmate și spuse de reprezentanții firmei de transport sunt confirmate și de localnici, poate mai puțin de către autorități, și eu personal mi-am făcut o părere. Sper să aveți și dumneavoastră o părere pe această speță, zic eu, complicată, care poate avea rezolvare, evident, dacă se dorește acest lucru. O să vedeți cum o firmă de transport local este obligată să facă o rută pentru că așa au dorit niște consilieri locali, la sesizarea unor localnici care apar doar pe o hârtie, nu și în fapt. Trebuie să facă încă, deci să li se lungească traseul fără încuvințarea lor cu încă 2 km. Pe un drum, cel puțin ultimul kilometru este greu accesibil. Vorbim despre un drum cu o lățime de 6 metri pe care urcă zilnic cel puțin de 3 ori microbuzele acestei firme, microbuze care au o lungime de 6 metri, care ajung într-o zonă undeva în urcare și trebuie să întoarcă aceste microbuze pe, așa cum vă spuneam, 4 metri. Eu zic că dacă doriți să vă dați licența în transport în comun, trebuie să vă duceți la Berlești și să încercați și dumneavoastră, așa cum fac reprezentanții acestei firme, să întoarcă în fiecare zi, cel puțin de 3 ori, microbuzele în 4 metri. O să vedeți cu ochii dumneavoastră ceea ce spun, o să vedeți părerile localnicilor, părerile autorităților și, evident, o să vedeți părerea reprezentantului acestei firme de transport, care se află aici, în studio, alături de mine. Mai precis, alături de mine se află doamna Camelia Lihu Zorlescu, este administrator la firma de transport Zorlihu SRL. Bună seara, doamna! Bună seara! Doamna Camelia, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Și eu vă mulțumesc. Și că vă expuneți aici public o situație pe care ați încercat să o rezolvați pe cale amiabilă, discutând cu autoritățile, ați încercat și în instanță, aveți un proces pe rol, ați încercat să o discutați și cu comunitatea. Vă aflați într-un impas, în sensul că firma a ajuns să fie sancționată cu o amendă pentru că vi se fac reclamații, că nu vreți să parcurgeți, de parcă n-ați vrea, nu că nu se poate, acea porțiune de drum de un kilometru. Eu îi zic așa, kilometru buclucaș. Dar până să ajungem la amenzi și până să ajungem la reclamații, aș vrea să povestiți pentru telespectatorii noștri de cât timp aveți această firmă, cine face parte din ea, faptul că vă plătiți sau nu impozitele și taxele locale și dacă ați avut până acum, în atâția ani, vreo problemă cu autoritățile. Firma este de peste 21 de ani. În prezent lucrez eu, soțul și băiatul meu cel mare. Deci este o firmă de familie. Da. Așa. Probleme ați avut în această perioadă? Nu. Din 2017, la Consiliu, la primărie, Consiliul Local, au înființat o stație, zis la biserică, în ghilimele, pe un drum de 4 metri, unde nu se poate urca, nu se poate trece mașină pe lângă mașină și nu se poate întoarce, e în vârf de pantă. Nu se poate vara, dar iarna. Haideți să revenim la această situație. O să expun, deci ziceți că sunteți o firmă fără probleme, o firmă care face acest transport local, adică ruta Târgu Jiu, Berlești, Lihulești, de ani buni, fără niciun fel de probleme, fără sesizări, fără reclamații, până în anul 2017, când doamna Maria Dumitrașcu, fostul primar de Berlești, în prezent consilier local PSD, o să avem și punctul dânsei de vedere pe în această emisiune, inițiază acest proiect de hotărâre pentru înființarea unei noi stații de transport comun local, o aveți aici, eu o să vă dau citire, această
Acest proiect a fost inițiat pe 22 decembrie 2017, cu două zile înainte de Crăciun. De Crăciunul din 2017, zice așa: proiect de hotărâre privind înființarea unei noi stații de îmbarcare-debarcare în satul Lihulești, punctul la biserică. Dânsa propune aici ca, începând cu 1 ianuarie 2018, adică imediat după sărbători, să se înființeze această stație de îmbarcare-debarcare la biserică, adică undeva lângă biserica din satul Lihulești. Și spune că executivul local, în articolul 2, va întocmi o adresă oficială către Consiliul Județean, prin care va solicita prelungirea acestui traseu cu 2 km pentru satisfacerea solicitării cetățenilor din satul Lihulești. Ați știut de acest proiect, doamnă? Erați firma care vă aflați la acel moment sub contract cu autoritățile locale și județene, că în speț aici se vorbește atât de primăria din Berleș, cât și de Consiliul Județean. În 2018 am primit un telefon de la ARR să mă prezint să-mi iau nouă caie de sarcini. Asta se întâmpla la începutul anului, adică imediat după ce această hotărâre este dată, proiectul de hotărâre este aprobat. Eu n-am știut despre ce e vorba. Am întrebat ce fel de cai de sarcini, că nu știu despre ce e vorba. Și mi-a zis: nu ați făcut o cerere pentru prelungirea traseului. Și am zis: nu. Adică cei de la ARR știau că dumneavoastră veniserăți cu ideea de a mai face încă 2 km pe lângă cei 47 care parcurgeți zilnic. De câte ori vă duceți cu mașinile pe acest traseu? Păi am 3 curse pe o mașină, 3 pe alta. A, deci practic aveți 6 curse dus-întors în fiecare zi pe 47 de kilometri până la începutul lui 2018 și de acum înainte încă 2 km. Și eu, dacă nu am știut, mi-a zis că dacă nu am făcut nicio cerere, nu sunt obligată să-l iau. Adică dacă nu sunteți obligată să luați caietul de sarcini? Să semnez nouă cai de sarcini. Și asta ce însemna? Faptul că nu semnați nouă cai de sarcini însemna că trebuia să renunțați la acest contract și că venea o altă firmă sau se scotea la licitație? Ce însemna că nu semnați acest? A venit domnul Lăzărescu. Domnul Lăzărescu de la Consiliul Județean. Singurul pe care îl cunoșteam și încă un domn care nu îl cunoșteam, dar am făcut cunoștință, domnul Peștișanu. Fac parte probabil au din biroul tehnic al Consiliului Județean. Au venit acolo, la cap de linie, unde aveam eu 47 de kilometri, și mi-a spus că de ce nu merg sus la biserică. Și le-am explicat că nu pot să întorc. Avem deja imagini cu încercarea doamnei, se afla la volan în acest moment. Noi ne-am dus acolo, ne-am deplasat pe tot traseul. O să vedeți pe parcurs câte eforturi se fac pentru ca cele două stații să fie respectate sau cel puțin să se încerce respectarea lor. O să vedeți o zonă în care la primul kilometru se încearcă o întoarcere, dar întoarcerea este extrem de dificilă pentru că nu există loc de întors. Așa, iar cetățenii de acolo din zonă își deschid porțile pentru ca microbuzul, care vă spuneam măsoară peste 6 metri, să poată întoarce cu spatele într-o curte a unui cetățean. Deci vă dați seama, cetățenii de acolo, de la Lihulești, trebuie să-și deschidă porțile de 6 ori pe zi, doamnelor și domnilor, pentru ca firma locală de transport în comun să poată să întoarcă acest microbuz. Vă rog! Așa, au venit domnii de la Consiliul Județean să vadă de ce nu urcați până la ultima stație, acolo la biserică. Și au luat soțul la cealaltă cursă, au mers acolo sus la biserică. Vedeți aici că se încearcă o mașină să treacă, drumul este atât de îngust, vă întrerup, încerc să le explic telespectatorilor, încearcă să intre pe lângă mașină, dar este imposibil. Nu, deci vă dați seama, abia trec două mașini una pe lângă alta în acest moment, pe această rută de un kilometru. Dacă ajunge și microbuzul și încă o mașină, este imposibil. Deci una ori ajunge în șanț, ori amândouă, ori lucrurile se opresc. Uitați și aici, nu se poate intra, de-abia se intră pe lângă microbuzul oprit. Mașina aceea a trecut prin parcarea bisericii. Prin parcarea bisericii, care noi când ne-am dus, nu era o zi de sărbătoare, vă dați seama că în parcarea respectivă sunt și pe marginea drumului vor fi foarte multe mașini, în special duminica. Vedeți acum în imagine încercarea doamnei de a întoarce acest microbuz. Este foarte greu pentru că, așa cum vă spuneam, nu este o stație acolo, este ceva improvizat. Spunea cineva că de către localnici.
Și se fac eforturi, doamna trebuie dirijată, o vedeți aici în imagini, un cetățean care încearcă să o dirigeze, cât să dea cu spatele, ca să nu lovească zidul, poarta și așa mai departe. Deci asta se face în fiecare zi, doamnelor și domnilor, de 6 ori. Asta trebuie să înțeleagă și cei de la biroul tehnic de la Consiliul Județean, că este absolut imposibil. Eu am zis, doamna își dă licența în transport, în comun, pentru carnetul pe care l-a obținut, pentru a face aceste manevre în fiecare zi. Continuați, doamnă, vă rog. L-au luat pe soț și, la fel, soțul nu a putut să întoarcă mașina. O întorci, dar cu mare, cu mare efort. Greu, și dacă mai punem la socoteală că e zăpadă, deci, că mai există o mașină parcată în parcarea de la biserică. O singură mașină, nu mai multe. Nicio formă, nu... Uitați, deci șanse mici. Deci faci mai multe manevre. Deci e imposibil pentru a face o cursă. Și domnul Lăzărescu ia la mașina soțului, microbuzul, și dacă nu striga oamenii, îl lovea acolo în cimentul acela. Îl lovea, deci microbuzul. A încercat domnul de la Consiliul Județean să întoarcă acest... Da. L-a dat pe soț. Uitați, jos. Vedeți, vedeți și aici se intră în curtea localnicilor, niște localnici de acolo din zonă și-au deschis porțile pentru ca microbuzul să poată întoarce. Vorbim, așa cum vă spuneam, de 1 kilometru de drum, doamnelor și domnilor. Ați văzut și dumneavoastră? Din 2018. Sunt copii mici. În curțile respective, da. Cum să vezi, cât de atent să fii, luăm cât de riscant ploaie, și cât de riscant poviță, a fost din soare, gheață. Dacă un copil venea în spatele microbuzului, nu aveam de unde să-l văd. Deci cât am riscat să întorc. Într-o zi nu ni s-a deschis porțile, oamenii nu au putut, era ploaie și nu a ieșit nimeni. Băiatul meu a întors mașina pe ulicioara aceea, iarba fiind udă, că ați văzut ce condiții sunt acolo, era noroi, a alunecat și a spart geamul la microbuz. Gândiți-vă, dacă în microbuz se aflau și niște persoane, niște copii, mie nu mi-a plăcut ceea ce a spus domnul primar, de exemplu, iar intervenția dânsului, care spune că sus, la ultima stație, întoarce microbuzul școlar. Ok, microbuzul școlar are o dimensiune mult mai mică decât acest microbuz. Uitați-vă, îl vedeți în uitați-vă aici. Poate să treacă acea mașină de microbuz sau microbuzul de acea mașină? Niciodată. Deci, șans de o parte, de alta, șansurile destul de adânci. Vorbim de o zonă în urcare. Merge înainte dacă poți. Ce s-ar întâmpla, doamnă, că sunteți șofer cu atâția ani de experiență, dacă ați rămâne pur și simplu în timpul manevrei, vi se strică ceva și rămâneți așa, da, latul drumului, cât sunteți de mari, opriți circulația în zonă? Da, normal, ați văzut și dumneavoastră că domnul Dina s-a rugat de la, să... A venit domnul director. Domnul de la drumuri, n-a vrut să ne ofere un punct de vedere, a zis că nu locuiește în zonă și că nu se bagă. Ba cred da, locuiește. Și cred că este mașina respectivă care se vede în imagine. Nu. Sau nu este, era acolo, nu, e altă mașină. Locuiește în zonă, dar știe despre ce e vorba, dar a refuzat. Dacă se întâmplă ca acest microbuz să se oprească pur și simplu, să, să nu mai ceva, pornească și să rămână așa, practic, în drum, fără să poată fi mișcat, ce ar însemna asta pentru transportul din zonă? Rămâne ca cei de la Consiliul Județean, cei de la Consiliul Local, domnul primar, consilierii care au înțeles, o parte au înțeles situația, să găsească o cale de rezolvare a acestei probleme, cu atât mai mult cu cât la această ultimă stație nici măcar nu sunt călători. Asta este cel mai grav. Aici mi se pare extraordinar de gravă situația. Adică vă obligă timp de 4 ani să faceți o cursă de 1 kilometru ca să urcați goală și să coborâți goală cu microbuzul. Da. De ce credeți? Acum trecem la alte chestiuni. De ce credeți că se dorește acest lucru? Sunteți cineva o firmă care... care ați dovedit că ați înflorit în ultima perioadă? Probabil și sunt oameni care vă doresc rău? Da, probabil că da. Pentru că nu au venit oamenii din sat să ceară stație la biserică. 2 persoane au fost prin sat. Popescu, ca să adune semnături? Da. Popescu Dumitru e trecut acolo. Vedeți că nici măcar nu este semnătura dânsului. Popescu Dumitru e trecut prin listă. Am o listă cu niște semnături. Și dacă observați că dânsul nici nu semnează.
E da, nesemnat. Sunt primele semnături, într-adevăr, este Popescu, da, Dumitru, Popescu, Vasile, Dumitru Nicolae, a mers Olaru prin Victor, sat. Da. Lăcescu Ștefan, sunt multe, Lăceru au Anca, Amza, Ionel, sunt foarte multe care nu sunt semnate. De pe o singură pagină sunt, nu știu dacă sunt 10 semnături. Sunt multe care sunt semnate, dar nu de... De tocmai de solicitanți, da? Da, da. Aici e o pagină în care sunt și mai puține semnături. Da. Și încă o pagină, acestea au stat la baza proiectului inițiat de doamna Dumitrașcu, aceste semnături, cum că oamenii doresc, doresc această stație la biserică? Eu de pe la oameni știu că Popescu Dumitru și Ciortan Emil a fost prin sat. Au fost adune semnături? Da. Acel proiect care văd că e scris de doamna Maria Dumitrașcu, dar... Am stat de vorbă cu doamna Maria Dumitrașcu și... Și noi am stat de vorbă și dânsa spune cu totul și cu totul altceva, da, că ea a încercat da, să facă da. Un lucru bun pentru firma dumneavoastră, să facă un lucru bun pentru comunitate, că n-a avut niciodată vreo problemă și, cu dumneavoastră. Atâta timp cât doamna a fost primar, eu nu am avut asemenea... Asemenea probleme. Nu am avut. Iar eu am primit o scrisoare de amenințare, deci așa cred că e ceva la mijloc. Spuneți-ne despre această da, scrisoare am primit de amenințare. Scrisoare, când ați primit scrisoarea de amenințare? Înainte cu 2 săptămâni până în votare. Să nu mă prezint. Eu și familia mea să nu mă prezint la votare. Eu nu am vrut să mă prezint, dar nu am avut ce face soțul. A zis să mergem. Și am mers. Deci ați primit o scrisoare de amenințare, da. Spuneți dumneavoastră, în care vi se spunea că dacă că ar fi bine să nu vă prezentați la alegerile votare, la vot. Dacă mă prezint, vă mi se întâmplă ce mi s-a întâmplat acum. O să rămâneți fără licență da, de transport, da, adică da, o să rămâneți da. Acasă într-un fel sau altul. Da, nu o să mai asta puteți să vă întâmplat. Desfășurați activitatea. Da. Ați crezut vreo secundă în povestea asta cu scrisoarea anonimă? Am crezut, n-am crezut. Am fost la votare și după ce luni dimineața am și primit amenințări. Da, că sunt deci terminată. Considerați că faptul că am fost amenințată să nu mă prezint și m-am prezentat, voi fi distrusă. La 2-3 săptămâni am fost sunată de domnul Lăzărescu, doar ce am ajuns în autogară, am fost sunată de domnul Lăzărescu și m-a întrebat că cine e persoana care se ține de mine. Ah, deci și dânsii de la Consiliul Județean știau da. Că există niște persoane o singură persoană da. Care vă face reclamații. A zis, doamnă, cine e persoana care se ține de dumneavoastră și ce are cu dumneavoastră? Și am spus că nu știu ce are cu mine, chiar nu știu. Deci chiar nu știu ce are cu mine. Eu n-am supărat N-ați deranjat nimeni, pe nimeni, nu, spuneți. Nu. Doar că politic, ei doreau ca dumneavoastră să votați pe cineva anume și știau că opinia dumneavoastră politică este diferită? Eu nu am fost certată nici cu doamna Dumitrașcu, nici cu domnul Berlescu. Adică nici cu cei de la PSD, nici cu cei de la PNL, nu. Ca să înțeleagă telefonul. Nu am nicio... Niciun partipli politic? Nu. Eu am fost prietenă... Nu sunteți membra unui partid politic, nu, nici noastră, eu am fost prietenă cu toată lumea. Și cu domnul primar actual și cu doamna Mariana. Cât a fost primăriță, eu nu am avut probleme. Am văzut. O să vedeți și dumneavoastră pe parcurs. Iar domnul primar... Doamna Dumitrașcu, cea care a inițiat acest proiect, spune că a încercat să facă un lucru domnul bun. Domnul primar, actualul primar, în momentul când am văzut ce mi se întâmplă, am fost amendată cu 10.000 de lei, 100 de milioane în fața primăriei. Domnul Lăzărescu și domnul Peștișanu, fiind de martori, precum că n-am întors la biserică, dar am fost oprită în fața primăriei. Așa și domnul primar a spus că știe că nu se poate întoarce, dar nu are ce să-mi facă, fiindcă este amenințat. Dar nu mi-a spus de cine și de ce. Asta mi-a spus verbal. Nu pot să te ajut cu nimic, fiindcă sunt amenințat. De cine nu știu. Doar dânsul știe. De cine este amenințat. Dacă mă ajută. Pentru telespectatori, că pe perioada în care noi am fost acolo la Berlei să vedem situația cu ochii noștri, să vedem dacă situația prezentată de doamna care s-a prezentat aici se confirmă în teren, am avut parte de o primire ok, în regulă n-au avut oameni nimica cu noi, dimpotrivă, doar o singură persoană a avut o atitudine destul de dură, recalcitrantă, ne-a spus cum să vadă dânsul ce apare pe domnul post. Domnul Emil Ciortan
Nu știu cine este acest domn, oricum, da. Colegii din regie, să lăsați numărul de telefon fix pe ecran. Dacă știu de la domnul Ciorta. Doresc, care și-au auzit numele, care doresc să intervină, nu am numerele lor de telefon, să o facă cu încredere. Lăsăm deschise liniile pentru cei care vor să comenteze legat de situația firmei. Nu știu cine este acest domn, dar eu o spun aici pe post că a avut o atitudine absolut nepotrivită la adresa noastră ca jurnaliști, la adresa dumneavoastră și a celor care se aflau acolo în zonă. A fost foarte pornit că de ce presa relatează această situație, că oamenii de acolo, de la biserică, au nevoie de această stație, că ei au pus umăr de la umăr și au tras acolo un pic de beton ca să aibă o așa zisă stație. Eu n-am văzut nicio stație, să vă spun drept. Dacă nici dumneavoastră ați văzut-o, nu este, cu siguranță nu există o stație, nu există un indicator, nu există nimic. Există două proprietăți, de o parte și de alta și cam atât, și un drum foarte îngust, îl vedeți și dumneavoastră. Dacă sunt convinsă că majoritatea dintre cei care se uită au un carnet de conducere. Nimănui nu îi place să intre cu mașina pe un drum pe care se întâlnește cu două mașini și nu știi care să meargă și cum pe stradă. Imaginați-vă că vă întâlniți cu acest microbuz și pur și simplu nu știi ce să faci. Nu știi dacă intri tu în șanț sau intră microbuzul în șanț. Sau uite, se întâmplă astfel de întoarceri. Până una alta, rog regia să ne ajute cu punctele de vedere a celor, a localnicilor pe care am întâlnit în cale acolo la Berlești, când am fost la finalul săptămânii trecute. Lăsăm liniile deschise pentru cei care vor să... Așa, le pregătește regia când le aveți, le dăm drumul. Vedeți manevrele doamnei care se afla la volan la acel moment, cu dirijare, că e zi, că e noapte, că se întunecă mai târziu, trebuie să aveți totdeauna o mână a doua acolo care să vină să vă ajute. Autorităților nu le pasă, celor de la Consiliul Județean, de la Biroul Tehnic, nici atât. Dau vina unul pe altul. Ce ar însemna acest contract? Adică vă plătește mai mult pentru acest kilometru? Există o plată? Este aceeași valoare în contract? Adică nu se poate renunța? Vine altă firmă? Se dorește ca altă firmă să preia acest traseu? Există un interes financiar a cuiva? Am înțeles. Există, bănuiți dumneavoastră, un interes politic. O răfuială politică. Eu așa cred. Că există ceva politic care... Odată ce am fost amenințată, eu așa cred. Dar eu nu am nicio... Nu știți cine sunt cei care se află în spatele acestei scrisori. V-ați gândit vreo secundă să vă adresați autorităților cu acea scrisoare, să faceți o plângere penală? Da, a fost soțul atunci și... Au dat din numeri cei de la poliție, au considerat că este prea greu să depisteze ei cine este expeditorul acelei scrisorele? Nu, era bătută la mașină. Deci era bătută la mașină. Era făcută special pentru ca persoana respectivă să-și ascundă urmele. Am primit scrisori de amenințare și scrise de mână, dar nu le-am mai păstrat. Foarte grav ceea ce spuneți. Încerc să... Nu și există... cum vă spusei, deci nu cetățenii au venit la mine sau a mers la domnul Dumitru sau la domnul Ciortan. Domnul Ciortan și domnul Dumitru au mers și s-au rugat de cetățeni să le dea semnătură. Dar la unii le-a spus că eu vreau să fac stație acolo. Domnul Șoșoi Valentin nu locuiește la țară, locuiește la Cărbunești. Așa. Acolo locuiește mama dânsului. Și merge sâmbăta, duminica acolo. S-a dus și a semnat și el, dar a spus, Camelia, am semnat că am crezut că, că tu... Te ajut. Că te ajut, că așa au spus... Domnul Emil i-a spus, uite, Camelia vrea să facă stație, sunteți de acord? Pentru Camelia suntem, dar era invers, că ei doreau. Deci nu cetățenii. Deci era o chestiune care vă făcea dumneavoastră rău, dar oamenilor care au semnat au fost sfătuiți. Le-a cerut părerea. Avem că dacă... acele sincroane? Sau intră cineva prin telefon? Avem, ok. Dă-le mai mari pe ecran dacă e. Nu auzim momentan în regie, sper să se rezolve. Așteptăm ca colegii să rezolve chestiunea legată de sunet. Domnul din imagine a dat declarație scrisă și declarația există la domnul Lăzărescu.
Deci a dat o declarație scrisă, potrivit căreia... Și spune că a semnat că nu a știut pentru ce. Domnul Vasilaș îl cheamă din imagine. Deci nu i s-a explicat foarte clar ce se dorește, i s-a spus doar că este un lucru da, bun da, pentru dumneavoastră. Nu a vrut să ia în calcul nimic. Domnul primar mi-a zis să merg prin sat și să iau semnături, precum că oamenii n-au știut ce au semnat. Am mers și am și eu semnăturile reale la oameni. De semnături, care dar, nu știau ce au semnat. Da, nu mi l-a luat nimeni în calcul, nici domnul primar, nici domnul Lăzărescu. Drumul este foarte îngust. Da, am văzut că ați dirijat șoferița de pe microbuz. Ați văzut că este imposibil ca singură, având pasageri în mașină, să întoarcă. Este imposibil de a întoarce singură. Poate să fii și bărbat la volan și cine vii. Deci nu este spațiu. Spațiu este foarte îngust. Ce trebuie să facă autoritățile în acest caz? Autoritățile înseamnă că trebuie să fărâme zidul ăsta de sprijin la biserică, să facă aici o pistă ca de avioane, ca să poată întoarce. Ca astfel nu se poate. Deci nu are cum. Asta este lățimea drumului, încolo spre biserică o să poate, spre proprietatea lui Popescu Gheorghe, iar nu se poate. Nu ar fi mai ușor să renunțe la acest kilometru de rută care nu face decât probleme și pune în pericol pasagerii, șoferul, participanții la trafic? Bă, ar trebui pentru acest kilometru în care nu sunt nici oameni ca să circule. Ei se plimbă singuri cu microbuzul, pentru că oameni, întreprinderile s-au închis după cum știți, aici mai sunt. Nu spunem că avem mașini, dar nu este lume unde să circule. Deci ei se plimb zilnic singur cu microbuzul. 6 curse pe zi? Da, în care le fac de multe ori ei șoferii singuri. Goi, sigur că da. Deci nu au de unde, nu mai este cum era înainte întreprinderile, erau oameni de se duceau aici, la noi e o zonă în care, dacă mai trăia neanicul, Dumnezeu să-l ierte, se dărâma cu totul, se exploata numai cărbun. Porțile da? De fiecare dată da? Când vin aceste curse, da? Ca de 3 ori pe zi, da? Pentru că aici nu se poate întoarce microbuzele. Da. Este strâmtoare, omul și-a lovit microbuzul din cauza porților și une domnă că de aici la deal toți au mașini. Din casă în casă au mașini, au copiii mașini, au nepoții mașini, umblă singur oamenii ăștia. Deci considerați că aceste curse pe această rută de un kilometru nu sunt necesare? Nu sunt necesare, că nu au unde să întoarce, nu au ca porție oameni, nu au unde întoarce și e drumul strâmt. Și nu sunt nici călători? Călători au mașini, fiecare casă e cu mașină. Soțul meu a urcat 35 de ani la mine, venea autobuzul, mergeau tot mai acolo jos la Șoșoi. Și au fost mulți mineri de aici. 35 de ani a lucrat la mine albeni, care au făcut naveta, că nu puteau autobuzul să urce pe aici. Pe tine, deci lucra... oamenii mergeau pe jos de ani de zile? Pe jos de ani de zile acolo, jos. Doamna a dus până aici, domnoasă, dar mergeau jos de tot, la stația cealaltă, la Vădești, la Vale. Da, vi s-ar părea normal ca firma dânsei sau dânsa să rămână fără licență de transport pentru că nu poate să tragă? Nu, noi rămânem fără microbuz și nu avem toți posibilitatea de mașini. Ce facem? Nu, să fie mereu în continuu aici cu noi. Ea noastră, da. Ea noastră și vrem să o avem aici lângă noi în continuu. Femeia, dacă avem rugăminte să ne aducă până la poartă, ne aduce cu mare, cum face, deschide porțile, bagă în curte, ne întoarce cumva. Dacă avem o mare rugăminte de dânsa. Da, atât timp ce naiba, că nu suntem morți, să mergem până aici doi pași. Ce ar trebui să facă, în opinia dumneavoastră, autoritatea locală într-un astfel de caz? Ce să facă? Pentru mine nu, eu nu am nicio pretenție. Să renunțe la această rută de un kilometru? Da, da. Pentru că nu sunt mult spațiu și oamenii au toți mașini. Toți merg cu mașina. De exemplu, e de la mine din sus, din casă în casă mașină. Și nu merg, ea vine goală, circulă goală. Deja cursele așa circulă goală. Cu transportul aici la mine, îi deschideam porțile, că nu avea cum să întoarcă. Și când noi eram acasă, îi deschidea și vecina, de atâtea ori i-a deschis, și se ducea acolo de la deală, dar acolo a făcut, deci la... I-a spart și geamul într-o zi, deci acolo că a intrat pe ulița aia, când noi eram noi acasă. Că îți dai seama, nu deschidea doamna porțile mele ca să intre. Deci dacă nu sunteți acasă, practic, dumneavoastră și vecinii, cursa nu poate întoarce în așa... Să chinuie foarte greu acolo în partea aia. Iar deci iarna, spuneți că este periculos. A, da, mai încălesc pe aici în sus, nici nu urc. Dar uitați cât de îngustă este drumul care se vede da, în față. Față. Da, este dacă coboară o mașină... Păi trebuie să aștepte, ce să mai... Trebuie să aștepte mașina sus ca să urce dânsa sau invers. Credeți că s-ar putea găsi o altă posibilitate pentru potențialii pasageri de acolo de sus? Nu cred. Pentru că, vedeți și dumneavoastră, este periculos bine, să urci, este greu mai ales iarna și este un kilometru greu de parcurs pentru un astfel de mașină. Și dacă ar urca, n-ar fi pasageri.
Atunci de ce credeți că doresc autoritățile și ruta aceasta, încă acest kilometru? Păi nu știu. Mai mult degeaba merge, că oricum clienți nu sunt. Adică pasageri nu prea sunt. Mai mult circulă gol, microbuzul. Ați văzut, în prim calup o să avem și cele cu cei doi consilieri locali și cu domnul primar de la Berleș prin telefon. Deci nu cred că cu 4-5 ani, în 2018. Domnul consilier în 2018, este aici. Am o ședință de consiliu și a venit în ședința de consiliu Popescu Dumitru. Pentru prima dată când a venit și am avut la cunoștință de situația respectivă. În care a spus că domnule primar ne-a promis că prelungiți traseu, că uite așa am fost la consiliul județean și dumneavoastră nu putem să prelungiți traseu că are licitație până în 2024. Așa zicea că l-a acuzat pe primar. Primarul a dat vina pe fosta primăriță. A venit cu un tabel de vreo, nu știu câte semnături, că nu m-a interesat. La mine niciodată n-a fost, eu n-am fost pinsat, nu m-a interesat și n-a știut până în momentul respectiv. Eu, având copil la școală șofer în Târgu Jiu, i-a spus să mă duc la Consiliul Județean să vedem despre ce este vorba. Tot s-am degeaba pe acolo. Și m-am dus la domnul Cosmin Popescu. Cu domnul Cosmin Popescu se pregătea, plecase din birou la o ședință. Și când m-a văzut, am zis că ce-i cu mine? Domnul președinte, așa avem o problemă de rezolvat. Cum se poate rezolva? S-a întors înapoi, a mers la birou la secretariat și face, doamnă, sunați-l pe domnul Lăzărescu să vină să-i lea pe Iustin, să meargă, că m-am săturat de atâtea reclamații, că trebuie să o face o rezolvă într-un fel. Ci despre ce e vorba? E vorba despre... Așa. Și m-am dus cu domnul Lăzărescu. Nu i-am spus că sunt frate cu Liviu. Nici nu i-am spus. M-am dus acolo și am zis, domnul Lăzărescu, uitați așa, da, domnule, este o sesizare la noi, de așa, firma respectivă am înțeles că de la... Cine a înțeles, ori primarul a spus că sunt niște oameni care, adică, eu știu că nu pot să ajung la un consiliu, la un înțelegi? Și i-a spus, domnule, uite, eu sunt consiliar Berlești. Noi nu putem, noi, Consiliul Local, nu ne stă în competență să prelungim traseu. Deci noi nu. Deci să nu mai dați, să trimiteți la primărie, primarul vă trimite noastră, fel și fel de, eu știu, de lucruri neadevărate. Noi, Consiliul Local, noi nu putem, decât să înființăm o stație, putem să înființăm 10 stații, unde vrem noi, Consiliul Local, că de asta e în Consiliul Local. Deci nu e obligator financiar să te ducă unde înființăm noi stație. Nu putem să înființăm o stație în scurt, în Anihulești. Dar noi atât. Și face, da, domne, așa, dumneavoastră, decât să înființați o stație. Dar nu e de competența noastră, domne, nu de a dumneavoastră. Noi prelungim traseul, datorită ce spun cetățenii. Chiar respectivul, dacă vrea, nu vrea, nu-i după el. Noi prelungim. E dreptul nostru de Consiliul Județean și e dreptul cetățenilor. Deci vreau să spuneți că nu este vina Consiliului Local, nu, sau dumneavoastră, nu, ascultați-mă, nimic. Deci nu e vina nimănui aici. După ce i-am spus, i-a scris în domnul, o am și acum acasă, numele noastre și numărul de telefon. Cu cine ați vrea să spun la Consiliul Local că nu intră în competența noastră. Și a scris Lăzărescu și numele. Și am ia cerut și mie să mă prezint cine sunt, i-am spus. Și atunci ce legătură aveți, domnule, cu Secezi? Păi mie frate. Păi ce-mi spuneți, domnule, că vă e frate? Păi domnule, dacă vă spuneam că sunt frate, nu era răspunsul un răspuns corect. O dați la întoarcere, știți? Cum sunt? Și facem, domnule, uite, dacă vă e frate. Haideți, dacă vă e frate, ca să-l putem ajuta și pe el, să nu, că deși putea să facă fără să aibă probleme. Putea să o coadă pe zi sau nu știu când. Ca să nu... Până nu dăm noi o hotărâre de Consiliul Județean să prelungi traseu, că normal ei, dacă vrea, prelungea până la capul satului, a fost ultima semnătură. Face, uite, înființați dumneavoastră o stație, dar sunt a scos harta dumnealor acolo aia și era din gara Târgu Jiu până la aici, la Rihulești, la aia, 37 de kilometri. Ce uitați, noi nu trebuie să depășim 50 de kilometri. Dacă depășim 50 de kilometri, e rău pentru dumnealor, că trebuie să facă diagram. Nu știu cum vrea să, ce vrea să spună, că e greu de lucrat. Așa. Ce dumneavoastră dați o hotărâre de Consiliu, dar să nu depășiți 50 de kilometri. Și s-a dat această hotărâre? Da, s-a dat o hotărâre de Consiliu în care noi am înființat o stație la Biserica Lihulești. A venit cineva să vadă că este imposibil să întorci microbuzul, că este nu iarnă, a, deci că nu a venit colegi. Nimeni. Nu a venit nimeni. Vă spuse încă o dată, vă repet. Deci noi am înființat o stație. Am fixat o stație, mi se pare că prin care să solicit la Consiliul Județean, am prelungit traseul, dar nu mai mult de 2 km, să nu prelungească până la deal. Am înțeles. Deci ziceți că Consiliul Local nu a avut așa o mare vină. Deci Consiliul Local atât a înființat o stație și a solicitat Consiliul Județean să prelungească, dar nu mai mult de 2 km. Deci nu nici dumneavoastră, nici doamna Dumitrașcu nu aveți. Ascultați, eu din tot sufletul meu am vrut în momentul respectiv să le fac bine. Deci exact cum am văzut și domnul Zărescu. Deci să nu depășim 50 de kilometri. Eu am vrut să-i fac un bine. Eu m-am dus în Consiliul Local. Se mai poate modifica acum, domnule Lihu, această poveste? Mai ales că dânsii și sunt mulțumiți. Noi hotărârea de Consiliu o puteam modifica oricând dacă era. Dar ei nu trebuia să conteste hotărârea Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local, noi, observați noastră, în hotărârea Consiliului Local spune se va duce la îndeplinire către primar și către secretar se va adresa, se va înainta Consiliul Județean. Nici de cum prestatorului servicii. Păi și unde au greșit dânsii? Deci dumnealor nu mai era... Deci noi dacă făceam o hotărâre Consiliului pe care se afecteze direct pe dumnealor, noi trebuia automat Consiliul Local trebuia să le trimeată o hotărâre dumnealor ca să poată să contesteze.
Ceea ce nu, deci nu era, nu intră competența noastră. Domnule Lihu, o singură întrebare. Cum se poate rezolva această situație în beneficiu firmei și a cetățenilor? Păi, ascultați-mă, ei când le-a dat hotărârea de Consiliul Județean și le-a transmis-o, am înțeles, sau nu le-a, nu știu, ei trebuie să o contesteze și să motiveze. Că nu se poate întoarce, că sunt motive temince de domnule. S-a făcut totul pe baza asta, Consiliul Județean trimitea o comisie și automat noi, Consiliul Local, făceam altă stație, mai lăsăm la vale sau undeva, îi făceam bloc de absolut nimic. Deci nu e... Cum să nu... Nu mi-a spus mie, dar puteam să-mi spună lucrate. E ușor să dea vina acum. A făcut o cerere, dar în cerere a scris, a făcut o cerere târziu, acum. Păi, a făcut atunci consiliul că nu se poate. Trebuia, a făcut o cerere, eu știu, acum care eu n-am votat pentru că mi-e frate, sunt incompatibil și n-am putut să votez. Și toți consilierii le-au respins, n-au fost de acord, au văzut că nu. Au fost învățați, de ce, să, consilierii. Dumnealor trebuie să contesteze hotărârea consiliului local la momentul respectiv. Nu a Consiliului Județean. Automat când Consiliul Județean le-a ridicat licitația, trebuia să contesteze, automat să o contesteze, că au drept de contestație și eventual dacă Consiliul Județean venea și spunea aici, domne, nu se poate întoarce, nu aia, noi Consiliul Local puteam să revenim, să modificăm, atât. Deci noi nu putem să o anulăm, să o modificăm și o modificam oricum. Deci vii și o modificăm, vii cu niște și fără discuții. Eu am încercat să le explic de atâtea ori, dacă nu stau de vorbă cu mine. Dar când s-a... Doamna Dumitrașcu, o situație destul de complicată cu firma de transport local, li s-a prelungit traseul, știți și dumneavoastră. Problema este că nu pot întoarce microbuzul. Sunt oameni care își deschid porțile ca dânsii să poată să întoarcă. Problema este că în anul 2018 Consiliul Local Berlești a emis o hotărâre prin care a solicitat înființarea unei stații la cererea cetățenilor. Evident, la punctul 2 din hotărâre, mai departe cu privire la stabilirea traseului, Consiliul Local a împuternicit executivul în vederea trimiterii unei adrese către Consiliul Județean cu privire la prelungirea traseului. Evident că, în momentul respectiv, Consiliul Județean avea obligația să vină în teren, să stea de vorbă cu oamenii, cei care dețin această firmă și să vadă problema traseului pe care, nu de puține ori, transportatorul a invocat că sunt probleme și nu poate să întoarcă acolo. De acolo și până la ce s-a întâmplat, sigur, a fost timp. Probabil, eu știu că odată a venit și domnul Lăzărescu acolo, sau chiar de mai multe ori. Nu știu acum cum s-au gândit dumnealor că se poate întoarce microbuzul acolo și au luat această decizie privind această prelungire de traseu. Părerea mea este că până la punctul Iezăreanu, acolo unde transportatorul întoarce, este destul de bine și pentru cei care stau în zona de sus și se putea ajunge la o înțelegere astfel încât să nu se ajungă să pericliteze transportul din comuna Berlești. Eu am discutat de foarte multe ori, i-am adus la cunoștință și domnului președinte Cosmin Popescu de situația care este la Berlești. Sigur, acum și dumnealui probabil la tehnicul care îl are acolo și la ceea ce au hotărât cei de la tehnic când au venit în teren, probabil nu a putut să facă altceva, dar cred că mai sunt șanse pentru viitor să se găsească o soluție încât să se termine cu acest circ care de fapt nu folosește nimănui. Deci ziceți că se poate rezolva această problemă? Părerea mea că da, sigur că da. Firmei? Chiar dacă există pe rolul instanțelor de judecată, se poate suspenda problema la înțelegere, părerea mea, încât să se găsească o soluție ca oamenii să-și vadă în continuare de traseul pe care l-au, cred că de când s-a înființat acest transport. E mare păcat să nu se ajungă la această înțelepciune. Mulțumesc. Traseul cum este? Ați văzut că nu se pot întoarce microbuzele? Păi, în primul rând, pentru că este coast. Deci comuna Berlești la punctul Lihulești pleacă la 470 de metri altitudine și coboară la 110 metri în zona Amaradiei. Evident că circulația este foarte grea pe timp de iarnă sau dacă vine o altă mașină și se întâlnesc, sunt probleme care cei de la tehnic puteau să le vadă la fața locului, ca să fi fost așa o justiție dreaptă. Că sunt, sau mai bine spus, un singur cetățean din comuna Berlești care se ține de dumnealor
Și culmea e, știți dumneavoastră, tocmai omul care niciodată n-a circulat cu acest microbuz. Eu înțeleg nemulțumirile unor oameni care circulă zi de zi. Dar un om care niciodată nu se folosește de lucrul ăsta și doar din reavăință vrea să le facă cu bună știință rău, eu zic că și autoritățile locale ar fi trebuit să aibă mai multă înțelepciune, să găsească o soluție valabilă și pentru unul și pentru altul. Pentru că dacă există comunicare în viața asta, evident că se găsesc soluții. Dacă nu, există o scuză. Ați văzut, doamnelor și domnilor, intervențiile localnicilor de acolo care spun și sunt de partea firmei de transport, dar și a ultimei doamne, doamna Dumitrașcu, care este cea care a inițiat acest proiect în 22 decembrie 2017, care spune, citez, trebuia să se discute cu transportatorul, trebuie să se găsească o soluție și să se termine acest circ. Este mare păcat pentru firmă, este o zonă de coastă și, într-adevăr, microbuzele nu pot urca, nu pot întoarce. Cei de la tehnic, de la Consiliul Județean, puteau vedea situația la fața locului. Înțeleg problemele sau nemulțumirile unor oameni care circulă în fiecare zi cu microbuzul. Nu înțeleg de ce un cetățean care nu circulă cu microbuzul face astfel de reclamații. Sunt câteva din ideile din acest punct de vedere a doamnei Dumitrașcu pe care le-am notat așa la rapid pentru a le repeta aici în fața dumneavoastră. L-ați văzut și pe domnul Lihu punctul său de vedere. Deci, practic, lumea este de partea firmei, dar practic sau cel puțin teoretic, dar practic nu fac nimic. Cum vedeți, doamna Camelia? Lumea e de partea dumneavoastră, dar când e vorba de vot, când e vorba să decidă împotriva firmei fără să o întrebe, fac chestiunea asta fără niciun fel de probleme. În momentul când a fost ședința, de fiecare dată, pe fiecare lună când dau ședință, eu trec prin fața primăriei la ora respectivă. Putea să mă oprească, să-mi ceară părerea sau... Nu. Părerea a cerut-o la domnul Ciortan Emil, care în viața lui nici în vizită. L-am întrebat, am avut o discuție în fața domnului Lăzărescu la primărie, domnul primar, domnul Lăzărescu, domnul Peștișanu, și l-am întrebat pe domnul Ciortan Emil, zic, domnul Emil, eu nu v-am făcut nici bine, nici rău, nici nu prea vă cunosc, a fost plecat pe mare, deci el acum a ieșit la pensie, nici de cum n-a locuit acolo, are apartament în Cărbunești, acum de ceva timp stă mai mult pe la țară. Și l-am întrebat care-i motivul și a zis că vrea să trec pe la poarta lui și să-l claxone și să-l salut. A zis așa, da, ironic, la mișto, da? Deci a știut că vă poate face își o sesizare. Își dorește ca eu să trec ceva pe la poartă și să-l claxone, să-l salut. Uite așa, că vrea el, așa vrea el. Da, nu mă mire ceea ce spuneți dumneavoastră, că vă spuneam și puțin mai devreme celor care ne-au urmărit de la începutul emisiunii, că și noi ca echipă de la televiziune am avut aceeași atitudine, am avut parte de aceeași atitudine, ușor amenințătoare la adresa noastră, cu promisiuni că vă fac, că dacă văd, că dacă nu știu ce, adică n-am înțeles acest demers a acestui și cetățean, n-am venit să dăm la nimeni domnul în cap Ciortan, acolo. Merge zilnic cu mașina, asta spun merge toți. Zilnic în programul meu. Deci, adică vine să verifice? Da, deci și deci zilnic și astăzi, că se poate vedea pe camere, sunt camere și la primărie și la deci vine și... după dumneavoastră exact, să vadă dacă vă da, respectați și a spus, da, eu am spus chestia asta că vine în moment când eu circul la cursa mea și a spus că el trebuie să știe tot ce fac eu. Mă verifică. Vă verifică pe da, dumneavoastră? Da, da, în da. Calitate de? Să vadă de persoane care da, mă nu verifică are ce pe face... mine, dar nu știu ce are cu mine. Pur și simplu. Chiar nu știu ce problemă. Da, noi ce credeți că avea? Dacă nu e să o luăm așa. Nu știu cine, domnul, dacă vrea să intervină telefonii care numerele eu, de eu telefon. Nu am făcut acuzații la adresa dânsului, dar nu îi înțelegem demersul. Dacă vrea să plece dânsul, care are apartament la Cărbunești, eu nu pot. Acolo sunt născut, acolo am casa, singurul domiciliu. Acolo aveți familia, dacă vrea, acolo nu mă suportă, firma. El poate să plece la bloc. Că acolo suportă pe alții. Dar așa am înțeles că și pe la serviciu se purta și cu colegii. Asta nu știu. E foarte... nu vreau să facem acuzații la adresa domnului. Cert este că situația de acolo de la Berleș se menține, doamnelor și domnilor, de la finalul lui 2017. Firma este pusă în pericolul de a-și pierde licența de transport dacă amenziile și reclamațiile vor continua.
Domnii de la Consiliul Județean nu dau înapoi, cei de la Consiliul Local se pare că pot ajunge la o cale amiabilă, dar nu vor să facă asta. Și o să vedeți imediat dacă regia este pregătită și punctul de vedere al domnului primar Iulian Berlescu, în momentul în care l-am sunat și am spus că suntem în localitate și vrem să ne spună cum vede dânsul rezolvare în această problemă destul de spinoasă pentru comunitatea din Berlești, când are regia pregătită telefonul. L-am înregistrat prin telefon pe domnul primar să-l difuzăm în așa fel încât și telespectatorii noștri să-și facă o opinie legată de acest subiect. Cert este că eu am aici deja o solicitare a dumneavoastră din 3 martie 2021 prin care primăria spune că ați făcut o cerere la primărie prin care solicitați să vă comunicăm dacă ați fost înștiințată de ședința Consiliului Local în care s-a luat hotărârea prelungirii traseului cu 2 km față de cel real de 47 de km. Dacă vi s-a solicitat punctul de vedere cu privire la prelungirea acestui traseu de la stația Bârsaci la stația Biserică, și vă transmit dânsii că s-a dat acea hotărâre în 22.12.2017 prin care s-a stabilit următoarea stație, că s-a verificat dosarul. Primar, și Ana Maria, sunt la Berlești în acest moment, în stația aceea de la biserică. Filmăm problema aceasta cu cursele de microbuz, cursele locale. Sunteți la primărie, puteți să-mi dați un punct de vedere prin telefon, cum vedeți această problemă? De curând asta răspunde Consiliul Județean, nu răspunde primăria. Da, am înțeles că coordonează primăria cursa de transport Livurești-Târgu Jiu. Da, dar primăria poate spune că această rută de un kilometru cu probleme pe ultima stație nu poate fi executată. Păi, nu semnă-i măsură să stabilim treaba asta. Dacă RL-ul a venit sau cei de la Consiliul Județean a stabilit că se poate face, nu e primăria în măsură să decide treaba asta. Da, dumneavoastră ca edil al acestei localități, cum vedeți? Noi ne-am deplasat în teren și am văzut că este absolut imposibil în 2 minute să urci panta, să întorci microbuzul și să te întorci la următoarea stație. Noi am stabilit, Consiliul Județean a stabilit capăt de traseu acolo, la cererea cetățenilor. Plus că drumul este îngust, cetățenii sau pasagerii ar putea fi puși în pericol în caz de iarnă, de polei și așa mai departe. Există vreo metodă de rezolvare a acestei probleme? Cum să iei microbuzul copiilor și ia copiii de maestru de biserică, nu trebuie să fie orice microbuz, că e chiar așa problemă. Nu v-am auzit foarte bine, a trecut un tractor. Microbuzul copiilor să iei în fiecare zi, de 3 ori, de 4 ori pe zi acolo, să iei maestru de biserică și întoarce, și poate să întoarce. Am înțeles. Deci dumneavoastră considerați că este bine să rămână așa această cursă, chiar dacă sunt, chiar dacă nu sunt pasageri? Chiar așa s-a stabilit. Noi suntem în măsură să stabilim. Consiliul Județean a stabilit. Ei sunt răspunzători de cursa respectivă. Domnule primar, ce riscă firma în condițiile în care nu va putea sau asta spune... Asta nu știu, că nu noi suntem răspunzători. Nu știu. Da, nu primăria a amendat firma că nu a făcut această cursă? Niciodată primăria. Au venit de la Consiliul Județean, responsabilii de acolo, i-a întors microbuzul acolo domnul Lăzărescu, care răspunde de cursele respective. Nu e primăria în măsură să decidă ce se va întâmpla. Și nu primăria amendează. Domnul Lăzărescu a avut dreptul să întoarcă microbuzul, în opinia dumneavoastră? Dar nu avea voie. L-a și întors. Am fost acolo, domnul Lăzărescu. Există un proces pe rol și există o tensiune aici din partea firmei, sunt și cetățeni care sunt de partea firmei, sunt oameni care spun că își deschid în fiecare zi porțile ca microbuzul să fie întors. Există vreo modalitate ca dumneavoastră, în calitate de primar, să mediați această tensiune? Au fost destul de întâlniri pe la primărie și cu reprezentanții Târgu Jiului și cu firma și cu cetățenii. Eu zic că a fost o înțelegere din partea celorlalți Târgu Jiu.
L-am avut alături de noi prin telefon, ați văzut, am înregistrat de acolo, de la fața locului, eram chiar în punctul la biserică, chiar suna clopotul la acel moment în care l-am sunat pe domnul primar, pentru a ne spune dacă există vreo cale amiabilă de înțelegere. Domnul primar, ați văzut că a zis că a făcut suficient, că au existat tot felul de medieri, doamna zice că nu prea. Dânsul spune că microbuzul școlii urcă, întoarce, dar gândiți-vă că microbuzul școlii este la jumătatea acestui microbuz. Și că primăria, Consiliul Local nu sunt răspunzători de situația respectivă, ci doar Consiliul Județean. Am aici, în schimb, aceste hotărâri de Consiliul Local care stabilesc stația, acest proiect de hotărâre, semnăturile cetățenilor, așa zisa solicitarea cetățenilor și așa mai departe. Nu putem spune că autoritatea locală este chiar cea care nu a făcut nimic. Dimpotrivă, este cea care poate schimba această situație, evident, dacă își dorește liniște în comunitate și dacă vede din ceea ce am demonstrat noi că acest traseu este impracticabil, că este absolut imposibil să întorci pe acest drum, că de-abia intră două mașini și aici vorbim de o zonă nu chiar acolo sus în deal și că sunt inclusiv consilierii, consilierul care a inițiat, doamna Dumitrașcu, spune că trebuie ajuns la o situație de compromis și că trebuie rezolvată această problemă. Citesc un mesaj primit de la telespectatorii noștri. Bună seara! Numai în România se poate înființa stații fără refugiu pentru călători. Până și drumurile forestiere au lățime mai mare și nu este un caz izolat de când a apărut noțiunea de drum vicinal. Însă când nu le ajunge finanțarea, diriguitorilor le transformă în ceva ce se apropie mai mult de trotuare. Urmările sunt vizibile, deci telespectatorii noștri spun că acest drum este mai mult un trotuar decât o arteră rutieră, evident, comunală. Vreau să tragem concluziile, ne-am apropiat de finalul emisiunii, sper că am fost destul de documentați și am încercat să vă arătăm și cu puncte de vedere și cu situația la fața locului că această problemă de la Berlești trebuie rezolvată cumva de autorități. Vom ține aproape cu acest subiect. Voi încerca să ajung și la Consiliul Județean să vorbesc cu cei de la biroul tehnic dacă există o cale de compromis, dacă există vreo cale legală de a se renunța la această bucată de traseu și, evident, așteptăm părerea instanței de judecată. Doamna Camelia, ce credeți că se mai poate întâmpla așa, per final, după ce ați încercat să demonstrați, ați încercat să arătați, ați tras semnale de alarmă, ați văzut că comunitatea este de partea noastră, mai puțin una, două persoane, chiar și cei care au inițiat acest proiect acum sunt de partea dumneavoastră, chiar și consilierul care s-a dus și a întrebat la Consiliul Județean, zice că v-a făcut un bine. Nu știu. Acesta este adevărul, numai că cei de sus nu vor să știu că așa este, așa ar trebui să fie, dar e ceva la mijloc care îi reține să... Să ia măsuri. Să ia măsuri, da. Ați fi vrut o opinie mult mai concretă din partea domnului primar pe această problemă? Adică totuși este primarul localității. Faza că nu ne aparține nouă problema și că trebuie rezolvată de Consiliul Județean? Domnul primar știe că nu se poate urca și nu se poate întoarce. Chiar dânsul mi-a spus. Dar e ceva, e cineva care îl oprește pe domnul primar să facă ceea ce trebuie să facă. Ceea ce trebuie ca să facă primar, din local. Ca primar ar trebui să fie altfel. Și vreau să transmit. Deci nu trebuie să aibă pe cineva în spate să-l dirigeze, nu? Uite, zice cineva, Doamne ferește, dar dacă se întâlnește cu un tractor ori cu o combină agricolă, ce se întâmplă? Asta ne întrebăm sau și dacă noi, vine o salvare sau pompierii. Da, da. Ce se zbord, poate întâmpla? Ceva. Ce se poate? Nu știu, cineva trebuie să intre în șans cu siguranță, asta este clar. Noi am fost acolo și am văzut cu ochii noștri situația. Și dacă e ploaie, dacă ați observat pe margine cum este asfaltul rupt, ce s-ar putea întâmpla? Ați văzut cât de adânc e șanțul? Ați văzut cum arată drumul? Eu am văzut, eu vă dau dreptate, chiar dacă jurnalistic poate nu este corect ceea ce spun eu, dar vă spun, în momentul în care m-am deplasat la fața locului și am văzut cu ochii mei lățimea drumului, lungimea mijlocului de transport,
faptul că nu există o stație omologată, așa cum spun telespectatorii. E doar fictiv. Da, doar faptul că hârtie. Trebuie să te apropii foarte mult de gardurile acestor proprietăți. Exact cum spunea acel prim localnic, trebuie să dărâmi gardul de la biserică. Gândiți-vă că aceste curse se fac și duminica și în zilele de sărbătoare, inclusiv de Paște. Când acea arteră, pentru că nu există parcări, trebuie să spunem, vor fi oprite mașini. Da, ce faceți? Preotul, unde vă duceți? Da, preotul are mașina parcată. Eu ce fac? Intru în biserică să dea la parte. De la slujbă exact, ca să-și scoată mașina pentru că vă așteaptă călători. E parcarea călătorii. Bisericii. Plus, în plus, poate ați auzit întrebarea mea la un moment dat, aceste manevre sunt prevăzute în caietul de sarcini, adică staționare, întoarcere. Două minute, gândiți-vă, sunteți șoferi, o mare parte dintre dumneavoastră. Puteți să întoarceți acest microbuz în două minute și să vă întoarceți la următoarea Sincer, stație? Sincer, în spatele microbuzului eu nici nu am cum să dau un bordur aceea de beton. Da, eu am înțeles. Deci mi-a plăcut și acest mesaj cu dacă se întâlnește cu un tractor, nu m-am gândit la această posibilitate. Eu am văzut situația cu două, o mașină și microbuzul și chiar două mașini care abia trec una pe lângă alta. Eu îmi doresc doar ca această emisiune să fie, nu știu, o demonstrație pentru autorități, o demonstrație pentru cei de la Biroul Tehnic Transporturi de la Consiliul Județean. Mă întreb și eu dacă acel domn de la Consiliul Județean trebuia să se urce el în microbuz, să întoarcă, să arate, nu știu ce a vrut să demonstreze. Mă întreb dacă într-adevăr există o chestiune politică la mijloc, mă întreb dacă doamna a primit degeaba sau nu acele scrisori de amenințare. Mă întreb cine vrea răul acestei firme de transport și de ce o firmă care își face treaba și nu are niciun fel de probleme timp de 20 de ani are acum, dacă există vreo altă firmă care își dorește această rută, dacă sunt foarte multe dacă în această situație. Evident, așteptăm și părerea instanței de judecată, care sper să ia în considerare inclusiv aceste aspecte semnalate de noi ca și jurnaliști. Vă mulțumesc, doamna Camelia. Și dacă mai aveți ceva de transmis, un mesaj pentru cei care ar trebui să facă ceva măcar în al 19-lea, 20-lea ceas, să nu zic altfel. Domnul primar e singura persoană care ar putea să decidă soarta acestei firme. E singura persoană care poate schimba această situație renunțând la această bucată de traseu de un kilometru. Eu așa cred că singurul. Indiferent de ceea ce decide instanța de judecată. Da, domnul primar și domnii consilieri, bineînțeles, care au semnat. Dacă vor binele comunității atâta timp cât oamenii, eu am fost că am urcat cu dumneavoastră în microbus, toată lumea vă făcea cu mâna, toată lumea vă respecta, vă vorbea frumos, nu cred că aveți dușmanii ducălătorilor. Semnăturile acelea nu sunt toate reale. Sunt oameni care nu sunt semnăturile lor. A semnat, altcineva a semnat în locul lor. Vom vedea. Poate că și cei de la poliție ar trebui să facă ochii mai mari. Și vedeți că cererea aceea e făcută noi cetățenii. Care noi cetățenii? Nu e semnată cererea. De când cererea. Noi cetățenii sunt trebuia, un lucru relevant. Trebuia să spun, subsemnatul acolo e sub. Da. Cel cu noi cetățenii, vedeți, domnule primar. Nu e semnată. Domnule primar, cum domnul primar a luat... Noi cetățenii din satul Ihulești. Da, are dreptate. Care noi cetățenii? Uite, spune domnul Marian Mercioiu, prietenul emisiunii noastre de la Arcani, tind să cred că vor să vă ia dreptul la muncă. Încerc și eu să cred același lucru, că nu mai vor să munciți acolo, chiar dacă e o afacere de familie. Poate că invidia a pus stăpânire pe o parte dintre cei care vă reclamă și faptul că aveți o afacere care înflorește stârnește nemulțumiri în rândul unora din comunitate, lucru de altfel de condamnat. Vă mulțumesc, doamna Camelia, pentru prezența aici. Sper ca lucrurile să o ia pe făgașul normal, iar cei de acasă să înțeleagă că dușmanii pot să facă cu adevărat rău în momentul în care li se pune pata pe tine, indiferent dacă tu ai o prezență ok în comunitate, te comporți bine, vorbești frumos, îți faci treaba.